Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și dacă vocea și numele meu vă sunt cunoscute, ei bine, o să vă reamintesc de unde. În fiecare zi vă spun bună dimineața de vreme Brașov, de pe frecvența care face diferența, frecvența Radio Brașov. Astăzi eu sunt într-o postură nouă, aceea de moderator TV și vă invit la emisiunea Trăiește Brașovul. Prima mea invitată este scriitoarea Petronela Rotar, proaspăt absolventă a Facultății de Psihologie și psihoterapeut în devenire. Pentru că de când o cunosc, Petronela este într-o continuă schimbare. Subiectul nostru de astăzi este transformarea prin psihoterapie. Bine ai venit și mulțumesc! Bine te-am găsit și felicitări și ție! Iată o schimbare, trecerea de la radio la televiziune. Mi-amintesc și eu. Îți mulțumesc prima foarte mea mult emisiune. Și prezența ta în acest spațiu îmi dă o siguranță și o familiaritate deosebite. Petronela, cum te simți din postura de fost pacient în cea de viitor psihoterapeut? Foarte bine. E unul dintre rolurile pe care mi le-am asumat, cred că cu cea mai mare plăcere și ușurință în viața asta, în care am schimbat foarte multe roluri, inclusiv și în plan personal și în plan profesional. Și e haina asta, așa cum o mai numim noi, haina de terapeut. Simt că îmi vine foarte bine, că mi-e foarte, foarte confortabilă. Eu deja ca în supervizare, ca psihoterapeut în formare, lucrez cu grupuri împreună cu colegi care deja sunt psihoterapeuți plini și care au terminat și avem această colaborare. Și una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele este să lucrez cu oameni și să fac grupuri și să fiu acolo în această postură. Deci simt așa că e încă un rol în care mă simt foarte, foarte bine. Pentru că ești un personaj foarte interesant și un invitat foarte ofertant, o să vorbim astăzi destul de mult despre tine și despre transformarea ta. Cât de greu ți-a fost să conștientizezi și să accepți că managementul emoțiilor este un proces complicat și că dacă îl duci de unul singur, te poate închide așa într-un labirint interior? Mi-a fost greu pentru că în vremurile în care am dat eu piept cu toate aceste emoții disfuncționale și foarte puternice, nu exista deloc niciun tip de educație emoțională, de educație psihologică. Primele momente foarte, foarte grele din viața mea au fost în clasa a șasea, atunci am fost diagnosticată prima dată în viața mea cu depresie. Întâmplător sau nu, terapeutul la care am fost dusă atunci pentru că nu puteam dormi și aveam foarte multe tipuri de alte somatizări, mi-a devenit pe aceea profesor în facultate. A fost unul dintre profesorii mei la psihologie. După care, toată adolescența mea mi-a fost foarte greu. Și am trecut printr-o depresie foarte profundă, prin anxietate profundă, tentativă de suicid. După care mi-am continuat viața ducând în spate această depresie, care uneori a fost funcțională, alteori a fost mai puțin funcțională, însă în anii ăia în care am fost foarte tânără, nu am știut nici că am unde să cer ajutor, nici cum aș putea să fac asta, pentru că nu exista niciun fel de educație din punctul ăsta de vedere. Nu exista practica mersului la psiholog, nu existau psihologi. Dacă ne amintim foarte bine, în perioada lui Ceaușescu, Facultatea de Psihologie nici nu a mai fost existentă pe piața educației, pentru că nu e așa, omul comunist nou nu avea probleme și nu avea nevoie de psiholog. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi-a luat o bucată lungă de vreme. Cred că pentru prima dată, pe la 26-27 de ani, m-am dus în mod conștient să caut ajutor. Deja începuseră să existe niște cabinete de psihoterapie, însă erau puține. Îmi amintesc că prima mea terapeută era și medic-psihiatru cu formare în psihoterapie și ea m-a ajutat să mă pun pe picioare în momentele alea. Însă n-a fost ușor și n-a fost un drum din ăsta foarte drept, foarte, dimpotrivă, unul cu multe sinuozități. Dar în momentul de față văd că vorbești cu foarte multă seninătate despre toate subiectele acestea. Spuneai că ai fost diagnosticată cu depresie la o vârstă destul de precoce, la 12 ani, cam aceasta cred că este vârsta unui copil de clasa a șasea. Din ce cauză poate suferi un copil de depresie? Care erau motivele tale? Un copil poate
un copil, dacă încercăm să generalizăm, poate suferi de depresie din mai multe motive. În cazul meu era vorba despre abuz. Abuz fizic și abuz emoțional. Și era, sigur, lipsa de conexiune cu părinții, era felul în care mă simțeam foarte, foarte singură în familie și în viața mea. În momentul ăla se suprapusese toată această situație familială și cu o situație la școală. Până în clasa a patra eu am învățat în satul în care m-am născut. Mama mea a fost învățătoarea mea, lucru care n-a fost deloc bun, pentru că mama, ca să nu cumva să dea senzația că m-ar favoriza, mă discrimina în așa fel încât în cealaltă extremă. Exact, să le fie tuturor clar că nu mă favorizează pentru că sunt fiică sa. Și asta m-a afectat pentru că nici acolo nu aveam un sprijin neapărat în mama. După care a trebuit să mă mut, fiindcă la noi în sat era doar școală primară, nu exista și școală gimnazială, și am intrat într-o clasă în care colectivul era deja format și avea un lider. Iar eu veneam să mă lupt pe parte școlară direct cu liderul acelei clase și am fost primită foarte rău pentru că ei erau uniți în jurul ei și am fost din nou discriminată și defavorizată atât de colectiv cât și de profesori care deja țineau la fata asta. Și mi-aduc aminte că unul dintre motivele care m-a dus și a fost picătura care a umplut paharul a fost că în clasa a 5-a sau a 6-a, nu mi-aduc aminte, mi-au modificat pe diplomă media de absolvire față de cea care era în catalog, în așa fel încât să nu pară discriminare faptul că îmi dăduseră premiul 2, fiindcă între noi erau doar o sutime sau două, dar acolo au scris-o cu mai mult ca să pară că sunt mai jos decât ea. Era așa era locul în care mă simțeam eu în confort să fiu bună la școală, să fiu foarte să am performanțe, era modul în care mă validam. Și când până și asta mi-a fost luat, am rămas fără puncte de sprijin. Iată că bullying-ul a existat dintotdeauna, doar că pe atunci era denumit altfel, poate agresiune. Îți mai amintești care a fost primul tău contact cu un psihoterapeut și la inițiativa cui ai mers, cine a reușit să te convingă și cum a fost prima ședință pentru tine? Păi prima dată am fost la atunci când eram în clasa a 6-a, dar a fost mai degrabă o evaluare clinică, nu a fost o ședință de terapie. Pe semnul evaluare... că la psihologul școlii. Nu exista psihologul școlii, nu. Noi vorbim de comunism, nu. La spitalul de copii și atunci am primit acest diagnostic, am primit și medicație, am luat medicație psihiatrică pentru că nu puteam dormi. Asta a fost semnul care i-a obligat pe ei să mă ducă până la urmă să mă caute, fiindcă nu eram deloc în regulă. După aceea, chiar primul meu contact cu un psihoterapeut a fost în liceu, după tentativa de suicid, pentru că așa erau regulile pe vremea aia. Nu te externau din spital până nu făceai niște ședințe, începeai o consiliere. Însă mi-am amintesc niște lucruri foarte vagi despre... Am fost, cred că, la 4-5 ședințe atunci, alea care erau obligatorii. Iar intrarea în terapie... Erai conștientă de ceea ce ți se întâmplă? Eram conștientă de ceea ce mi se întâmplă, însă nu... Că era evaluată. Practica de a merge la psiholog nu era ceva familiar pentru mine, exact. Și pentru nimeni. Și era o stigmă. Era destul de rușinos, deși mi-amintesc că în momentul ăla punctual pentru situația mea de viață m-a ajutat să mă duc să stau de vorbă cu cineva și perspectiva nouă pe care mi-o propunea psihoterapeuta. Iar de intrat în terapie prima dată a fost cred că în 2005 6 acolo undeva, deci aveam 20 și ceva de ani, când mi-era atât de rău, depresia mea era atât de profundă în momentele alea încât lucram în televiziune, aveam emisiuni și știri de prezentat și nu mă puteam opri din plâns. Ajungeam să refac machiajul de câteva ori și să nu reușesc să-l țin pe față ca să intru în direct. Și atunci mi-am dat seama că deja nu mai e controlabil ceea ce mi se întâmplă și că am nevoie de ajutor. Și m-am dus și am cerut singur acest ajutor. Dar era o situație chiar gravă, era o situație extremă. Probabil că dacă
nu aș fi ajuns atât de jos în butoiul ăsta al depresiei, aș mai fi stat așa, cine știe câtă vreme. Este un sentiment care pur și simplu te dărâmă și sunt curioasă să aflu dacă în situația aceea ai simțit sprijin din partea colegilor, din partea oamenilor din jurul tău sau mai degrabă te judecau. Cum erai poziționată? Nu mi-amintesc să fi povestit cu cineva despre asta. Era ceva foarte... Și atunci cum justificai? Era ceva foarte intim. Mă duceam la terapie și nu povesteam despre asta cu nimeni. Dar sigur că se vedea că sunt tristă, se vedea că nu sunt bine. Nu mi-amintesc să fi avut parte de foarte mare sprijin. În general, așa cum suntem învățați de mici, îmi ascundeam aceste emoții. Mă duceam și plângeam în baie sau plângeam în cabina de machiaj unde nu mă vedea nimeni. Iar eu, în general, am avut acest mecanism de disimulare a depresiei. Mi-aduc aminte că în momentul în care am început să scriu public despre lucrurile astea, oamenii erau șocați pentru că ei mă cunoscuseră pe mine drept o tipă foarte jovială, foarte deschisă, foarte veselă, fiindcă aveam această mască, este masca depresivului. Mulți dintre depresivi au această mască a omului foarte vesel, foarte sociabil. Eram unul dintre ei și eu. Foarte greu ți-ai fi dat seama ce se întâmplă cu adevărat înăuntrul meu. Și mi-a luat foarte mulți ani de lucru cu mine să ajung să pot să mă vulnerabilizez și să vorbesc despre lucrurile astea, să arăt ceea ce simt, să nu mă mai ascund de mine și de ceilalți în momentul în care mi-era rău. Însă nu pot să spun că am avut în jurul meu chiar așa oameni care să mă susțină foarte tare, dar asta avea legătură și cu faptul că nu obișnuiam să arăt. Cât timp ai stat în procesul acesta de psihoterapie? Păi dacă luăm în calcul că am intrat la 26, poate, de ani, nu mi-amintesc exact anul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, așa vag, cred că in and out, pentru că nu am rămas. Când mă stabilizam, ieșeam din terapie, s-au mai și întâmplat niște lucruri, psihoterapeuta mea a plecat din țară, am rămas fără până am găsit pe altcineva, deci nu a fost un proces continuu și, în general, când ai atâta durere magazinată și traume, așa cum am avut eu, e mai greu să stai și să le rezolvi din prima. În general, procesul așa funcționează, mai intri, mai rezolvi câte ceva, te duci, se pare că ești bine, te mai întorci, deci in and out... Ce să spun, eu sunt în continuare în terapie, adică, însă acum mă mai întorc în terapie în momente punctuale, când sunt lucruri de gestionat, unde simt că mă ajută o perspectivă nouă, fresh asupra situației. Sigur că acum e altfel terapia, toate mecanismele mi sunt foarte cunoscute, eu înțeleg foarte bine, însă e mai mult o nevoie de ventilare și de asta, de vorbă cu cineva care știu că e acolo și nu-mi este prieten, pentru că prieteni am și nu întâmplător majoritatea sunt psihologi sau psihoterapeuți și chiar vorbeam zilele trecute despre asta, cât de fain este să ai prieteni lucrați și prieteni care ei sunt nu psihologi sau psihoterapeuți, cum n-ajungi în situații în care să te lovești de sfaturi necerute, de etichete, de judecăți, de e așa un flow foarte fain. Deci și eu cred și aici trebuie să-i mulțumesc doctorului Yalom pentru îl simt așa ca pe un mentor de departe. Mărturisesc că pentru mine această igienă emoțională pe care simt nevoia să o fac și eu ține cumva de un proces care durează toată viața. Cred că așa cum trecem prin viață și lucrurile ni se întâmplă și suntem loviți de tot felul de dureri, de pierderi, de anxietăți, ajută foarte mult să știi că poți să te mai duci din când în când, să stai de vorbă cu un om care e acolo special să te asculte și să-ți fie ghid. Spuneai puțin mai devreme că mergi și acum la psihoterapie și nu sunt deloc mirată pentru că cea mai bună prietena mea este psihoterapeut, locuiește în București și mi-a spus că orice psihoterapeut bun are un psiholog. Exact. De ce nu funcționează psihoterapia între prieteni? Pentru că acolo avem investiție emoțională.
Și e foarte greu să intri în rol de terapeut când ești deja în rol de prieten. Și în momentul în care suntem investiți emoțional într-o relație, acolo nu mai există obiectivitatea pe care o avem în momentul în care avem un client în față, care este acolo ca noi să-l privim obiectiv și să-l putem ajuta. De asta nu funcționează și e bine de știut că nu e în regulă nici să fim luați în terapie de către prieteni sau rude și nici să încercăm noi să forțăm să mergem în terapie la prieteni. Nu funcționează. E ceea ce se numește contratransfer acolo. Suntem câteodată relația poate să fie atât de importantă încât nici măcar nu dăm seama de biasurile pe care le avem și de felul în care încercăm pe noi să ne protejăm în relația respectivă. Nu e deloc în regulă să facem asta. Îți propun acum să intrăm așa într-o zonă ușor mai pozitivă și să te întreb în ce măsură descoperirea unor calități în procesul de psihoterapie și valorificarea lor te-au ajutat să-ți dezvolți stima de sine și să te stimuleze în drumul acesta spre autocunoaștere. Enorm. Eu eram un om cu o stimă de sine extraordinar de joasă. Nici nu aveam cum să fiu altfel, pentru că am crescut într-un mediu în care asta mi s-a spus și asta am început să cred despre mine. Și e ceea ce am simțit. În general, atunci când nu ne iubim condiționat copiii, ci iubim condiționat de diverse lucruri, ceea ce le transmitem este că nu sunt suficient de buni pentru a fi iubiți exact așa cum sunt. Și atunci, acolo apare o stimă de sine și o imagine de sine foarte proastă. Când ai fost la psihoterapeut, ai rămas surprinsă să afli că ai și calități, nu numai defecte? Da, mi-aduc aminte unul dintre primele exerciții pe care m-a pus să-l fac psihoterapeuta mea, în care m-a pus să scriu pe o foaie, pe două coloane, lucruri bune și lucruri rele despre mine. Lista cu lucruri bune avea pe 4 rânduri mici, iar lista cu lucruri rele depășea mult foaia și continua și pe partea cealaltă. De acolo am pornit. Și cel mai greu de acceptat? Părțile pozitive sau părțile negative pe care le accepți cu mai multă ușurință? E foarte interesant procesul ăsta, pentru că oricât de jos ar fi stima noastră de sine și oricât de prost ne-am vedea pe noi înșine, există totuși un moment în care dăm față în față cu cine suntem cu adevărat și ne dăm seama că până și narațiunea aia pe care ne-o spuneam proastă despre noi, era o narațiune. Ea nu era. Și că fie ne-am îndulcit, fie ne-am exagerat aceste defecte, dar în niște moduri suportabile. Erau poate romanțate, poate ni se păreau, niște defecte dezirabile, ca să zic așa. Eu mai am și această... m-am născut cu acest organ în plus al scrisului și având nevoia asta de a scrie în continuu, pe care o am de când mi-aduc aminte de mine și de când am început să scriu, romanțam cumva anumite defecte ale mele, pentru că nu e așa un om care scrie, care e artist, care așa putea să fie în anumite feluri. Mie mi se pare că momentul adevărului despre noi înșine este, de fapt, momentul cel mai dureros prin care trecem în terapie, când începem să înțelegem exact că povestea pe care ne-o spunem despre noi e mai mult o poveste și că în spate sunt niște lucruri la care n-am avut curaj să ne uităm niciodată. Ce se întâmplă în momentul acela când aflăm cu adevărat cine suntem? Avem nevoie de o așezare interioară? Păi, de o vreme să acceptăm? Mie mi se pare momentul un moment foarte, foarte important. E momentul în care nu mai avem nu ne mai permitem să ne mai ferim privirea de la adevăr. Ori odată ce l-ai văzut, ești obligat să faci ceva, dacă nu-ți place. Și nu te mai poți preface că nu mai știi. Una era momentul în care, de dinainte, până erai în negare, până nu erai orbit la propria realitate, dar din momentul în care ai văzut lucrul ăsta, trebuie să faci ceva. Și mie mi se pare un moment cheie în procesul de autocunoaștere, pentru că acela e momentul în care începi să restructurezi și să reașezi tot ce nu îți place în momentul ăla la tine. Care a fost cel mai puternic moment de transformare pentru tine? Nu pot să spun că a fost un singur moment. Care poate te-a zguduit?
că a fost un singur moment. A fost un proces de lungă durată, de mare intensitate în anumite momente. Niște mecanisme pe care ai putut să le schimbi? Păi, uite, aici aș putea... Unul dintre mecanismele cele mai importante pe care le-am conștientizat și după aceea lucrat în terapie a fost tiparul de victimă în care mă aflam. Și din poziția asta de victimă am înțeles după aceea eram cea care atrăgea o grămadă de situații și se punea în niște situații inconștient care veneau să confirme și să reconfirme această poziție de victimă pe care o aveam. Ăla a fost un moment foarte important, pentru că ăla a fost momentul în care am început să-mi iau puterea înapoi și să ies din acest tipar și să privesc viața nu ca pe ceva ce mi se întâmplă și e îngrozitor și nu am cum controla, ci ca pe un drum pe care pot să mi-l croiesc și singură, sigur că nu ușor, nu fără efort, însă am intrat cumva în controlul propriei puteri și vieți și ăla a fost un moment foarte important în care lucrurile au luat-o complet în altă direcție, una foarte bună. Crezi că ne oprim vreodată din procesul acesta de transformare? Nu, are Gabor Mate o vorbă, zice că pe epitaful lui să fie ceva de genul omul ăsta a crezut că e mai ușor decât a fost, ceva de genul ăsta tradus. Nu, cred că niciodată și cred că n-am venit pe lume ca să ne fie ușor, din păcate. Totul arată că avem treabă de făcut și treaba asta nu se oprește niciodată. Însă, ce pot să spun în momentul ăsta al vieții mele este că devine tot mai ușor. Devine mai ușor, devenim mai rezilienți, avem mai multe instrumente cu care putem să rezolvăm lucrurile care apar, însă viața e foarte imprevizibilă. Dacă e ceva în lumea asta ce știm sigur că așa este că avem parte de schimbare și de imprevizibil toată viața până la capăt. Și atunci important este să fim echipați și să ajungem să fim cât de bine se poate echipați pentru a face față acestor schimbări și acestor neprevăzuturi. Dar nu cred că se termină niciodată. Nu te întreb dacă ți-ar fi ieșit vreodată de una singură, ci te întreb când ai simțit că începi să te vindeci. Acum o să-ți spun o glumă. Un prieten de-al meu care a mers la psihoterapeut timp de un an de zile sau poate chiar mai mult de un an de zile a simțit că începe să se vindece când s-a îndrăgostit de psihoterapeuta lui. Aici aș avea niște rezerve. Eu am simțit că încep să mă vindec în momentul în care am putut să schimb niște tipare și niște moduri de relaționare în relația cu mine însă. Când am putut să fiu mai blândă cu mine, când am putut să mă privesc pe mine cu mai multă îngăduință, cu mai multă compasiune, când mi-am iertat mai ușor anumite lucruri care mi se păreau altădată impardonabile, atunci a fost momentul în care cred că punctul pe care l-am simțit cu cea mai mare intensitate ca fiind un punct de vindecare foarte puternic a fost momentul în care am putut să mă întorc la fetița care am fost și să nu mai consider vinovată de ceea ce i s-a întâmplat. Să pot să o privesc așa cum îi privesc pe copiii mei exteriori, da? Dacă vorbim de conceptul de copil interior. Și să devin cumva o mamă bună pentru fetița care am fost. M-a emoționat foarte tare postarea ta de pe Facebook legată de subiectul acesta și ți-am mărturisit că de acolo a și plecat subiectul pentru emisiunea de astăzi. Pomeneai puțin mai devreme de blândețe și aș vrea să te întreb, ne este mai simplu să fim mai blânzi cu cei din jurul nostru decât cu noi înșine și de ce? Are legătură cu modul în care am fost crescuți. Dacă am fi fost crescuți în blândețe, în compasiune, înțelegere, acceptare necondiționată, iubire necondiționată, nu ne-ar fi fost greu. Vocea critică pe care auzim în minte, în general, e internalizată, introiectată foarte devreme și dacă stăm să o identificăm, putem să auzim și vocea reală din spate. Cine este în spatele vocii critice? Nu e a noastră. Că noi nu ne naștem cu ea.
Ajungem să o internalizăm pe măsură ce creștem. De asta ne e greu, pentru că nu am fost tratați cu blândețe, nu am fost tratați cu înțelegere, cu iubire necondiționată. Și sigur că ne e mai ușor și cel mai ușor ne vine, cred că, să facem asta cu copiii noștri. Suntem buni cu copiii noștri, dar suntem răi cu copilul care am fost. Și cred că ajungem să egalizăm cumva și să intrăm într-o relație de blândețe atunci când, repet, când putem să ne vedem pe noi copii și să, și să putem să facem ușor acest schimb mental. Ok, dacă pe copilului meu pot să iert tot felul de lucruri, pot să-l iubesc indiferent ce face, pot să fiu acolo pentru el necondiționat, de ce copilul care am fost nu merită același lucru? Sigur că merită, doar că nu suntem noi capabili să facem asta, fiindcă n-a făcut-o nimeni. Nu ne-a arătat nimeni cum se face. Ai simțit vreodată că vrei să ieși din procesul acesta de psihoterapie din cauza durerii? Sigur că ajunge. Sigur că da, și am și făcut-o. Am și făcut-o. De asta nu neapărat conștient. În momentul în care am simțit lucrul ăsta conștient și deja eram într-un proces avansat, am rămas. Însă de-a lungul anilor am ieșit. Am ieșit pentru că nu făceam față și este un lucru absolut normal ăsta. Și aș vrea să le spun celor care trec prin procesul ăsta și simt că uneori e prea mult și că nu mai pot duce, că e în regulă să iau o pauză. În general, putem duce exact atâta durere cât putem duce. Nu e în regulă să ne forțăm să ducem mai mult. E un mecanism sănătos de apărare. În general, noi tindem către să avem mecanisme care să ne apere de ceea ce ne-ar destructura. Și e în regulă să luăm o pauză și să ne întărim și să ne întoarcem în momentul în care suntem pregătiți să ducem mai multă durere și să lucrăm acolo. Până la urmă, terapia e o operație pe viu. Și nu întotdeauna o putem face până la capăt dintr-o singură bucată. E răscolitoare. Petronela, frica, rușinea și vinovăția sunt cei mai mari sabotori ai noștri. Ce îi hrănește și ce le dă putere și cum ai reușit să oprești vocea aceea din interior care te făcea prost să te simți cu tine însăți? Păi, în primul rând, trebuie identificată. Și cum ziceam, văzut ce am internalizat acolo. De unde vin? Că ele nu vin. E o mare diferență între rușine și vinovăție, în primul rând. Și e important de făcut această diferență. Vinovăția este ceva ce simt în mod natural în momentul în care știu că am greșit ceva. Și are legătură cu comportamentul. Da? Să mă simt vinovat când am făcut ceva. Rușinea este ceva care are legătură cu cine sunt, nu cu ceva ce am făcut. Și acolo nu mai vorbim de incapacitatea de a diferenția comportamentul de om, de persoană. Simt rușine pentru cine sunt. Vinovăție pentru ceva ce am făcut. Ori a simți rușine este unul dintre cele mai invalidante lucruri pe care le putem simți în viața asta. Și e foarte important să vedem această diferență și să începem să nu ne mai simțim rușinați pentru cine suntem. Și aici cred că o mare responsabilitate o are societatea și modul în care am ajuns să ne construim într-o falsă invulnerabilitate, într-o falsă fericire, într-o falsă homeostazie. Avem senzația așa că toată lumea e bine și că suntem noi singurii care suferim și doar nouă ni se întâmplă și doar noi trecem prin lucrurile astea, toată lumea e bine. Și atunci ajungem să ne simțim rușinați. Aici sunt și cutume sociale, sunt multe lucruri care au apăsat până la urmă pe toate aceste butoane și ne-au făcut cumva să ajungem în situația de a ne simți și mai rușinați pentru ceea ce suntem și ceea ce simțim. Eu visez așa la o zi în care oamenii vor vorbi în mod real și deschis despre cine sunt și ce simt și cred că atunci rușinea va fi mai puțin prezentă în viețile noastre. Pentru mine personal, momentul în care, și iarăși mă întorc la
vindecarea copilului interior, la intrarea într-o relație mai bună cu cine am fost când eram mică și atunci am scăpat în cea mai mare parte de aceste emoții invalidante. Sigur că mi se mai întâmplă să trec prin tot felul de... Însă când ești într-un proces de autoobservare și ajungi să-ți identifici toate lucrurile astea, poți și lucra cu ele. Nu le lași să te copleșească. Întrebarea mea preferată, Petronela, am lăsat-o pentru final. Te consideri acum persoana care ai crezut că poți să devii sau prezentul este peste așteptările trecutului? Dacă m-ai fi întrebat acum 10-15 ani, nu aș fi putut niciodată să anticipez. Și nu mă refer acum la ceea ce văd oamenii în general și proiectează pe tine, succesul, lucrurile astea, ci la cum mă simt eu cu mine. Și starea de bine interior pe care o am, felul în care m-am așezat eu pe mine în mine însămi, relația pe care o am cu mine, cu fetele mele, cu mama mea, toate lucrurile astea sunt mult peste așteptările mele. Nu mi-aș fi imaginat că voi ajunge într-un punct de echilibru cu mine atât de fain. Simt așa că trăiesc cea mai bună perioadă a vieții mele din punctul ăsta de vedere și că am foarte multă energie, să fac foarte multe lucruri și mă simt așa, mă simt iubită, mă simt, simt că sunt utilă în jurul meu, simt că am sens și că am găsit un loc către care să mă duc așa și să simt că mă umple cu bucurie. Petronela, îți mulțumesc din suflet, am ajuns la final și sper ca energia aceasta bună să rămână în studioul Mix TV la Trește Brașovul. Mulțumesc mult și mult succes! Mulțumesc și eu din suflet! Dragii mei, asta a fost tot. Ne întâlnim din nou săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați de îndemnul meu din fiecare zi de pe radio, pe care îl transfer acum și la TV, să trăiți cu drag de viață. Pe curând!